Și-au luat un apartament în capitală și au creat un adevărat laborator acolo. Vorbim despre trei persoane membre ale unui grup infracțional care sunt suspectate că și-ar fi creat un laborator într-o locuință, acolo unde cultivau, creșteau marihuana pe care apoi o vindeau. Polițiștii i-au prins în plasă acum câteva zile când au aflat că unul dintre membrii grupării ar fi intenționat să transporte spre comercializare o anumită cantitate de droguri. În cadrul perchezițiilor efectuate au fost depistate plante de cânepă uscate pregătite pentru prelucrare, mai multe pungi cu marihuana, precum și diferite pastile cu efect psihotrop aduse din Franța. Drogurile erau realizate cu 100-150 de lei per gram, iar o pastilă era vânută cu 1000 de lei. Astfel, dacă ar fi reușit să comercializeze marfa, aceștia ar fi obținut un profit de peste 10.000 de euro. Acum, dacă vor fi găsiți vinovați, riscă o pedapsă cu închisoarea de până la 15 ani.